în ajunul Sfântului Vasile, mai multe familii social vulnerabile din satul Păpăuți, Raionul Rezina, au primit cadouri din partea Consiliului Raional, în special din numele președintelui Raionului, Eleonora Graur. Și așa, după cum este creștinește în fața lui Dumnezeu să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, familiile nevoiașe au primit produse alimentare, dulciuri, jucării, produse igienice și hăinuțe călduroase pentru copii. Mulțumesc că ați venit, nu m-am așteptat cu sărbătorile și sunt bucuroasă că ați venit și m-ați ajutat și nu n-ați uitat de mine. Toate cele bune, sărbători fericite! Venit din numele Consiliului Raional, venit din numele președintelui Raionului, care cu mare grijă ne trimesc ca oamenii cei mai triști, care au nevoie de un sfat, de un ajutor, de o vorbă bună, cu Sfintele Sărbători de Crăciun, cu Sfintele Sărbători al Sfântului Vasile. Da, am venit ca să v-am adus în dar ceva pentru niște bunuri, niște dulciuri pentru copii, pentru familie, ca să vă bucurați și voi de venirea noastră, de vizita noastră, că vreau să facem și noi ca să fiți ajutați, să nu fiți uitați niciodată, să fiți împreună cu noi. Alături, să vă bucurați de toate. Atât copiii cât și părinții au rămas plăcut surprinși de această inițiativă. Totodată, oaspeții de la Raion au fost și urați numai de bine. Este și cazul familiei Mielnic. Doamna Graur, vă dorim tot ce este mai sublim. Dumnezeu să o vridicească, cât mai mult să o cărmuiască, ca o pâine să ne crească, în succese să înfloreașcă și în realizări frumoase, gospodin aici acasă. Pentru doamna Eleonora, încingeți cu toții hora, roată măi! La inițiativa președintelui Raionului, președintele organizației teritoriale Rezina a Partidului Democrat din Moldova, a inițiat o inițiativă ca să mergem în consecutivitate după alegerile parlamentare care s-au desfășurat, ca să ne înfăptuim, să respectăm toate promisiunile noastre care noi le-am promis oamenilor, ca în activitatea noastră și în activitatea ei personală, ca să purtăm grijă de oameni în permanență, să nu uităm că ei au nevoie de grijile noastre, chiar dacă este foarte greu de trăit. De atâta, noi astăzi am vizitat multe familii vulnerabile, multe familii care sunt mai triste decât noi, ca să le ducem cât de puțin o bucurie prin cadouri, prin diferite lucruri, mărfuri, ca să le facem și noi sărbătorile, Sfintele Sărbători de Crăciun și Sărbători de Sfântul Vasile, ca și ei să bucure astăzi de așa sărbători. Adică cu acest prilej din numele președintelui, noi trimitem felicitări, să binecuvinteze Domnul și să ne învredințească cu harul său, cu lumina sa, ca toți copilașii, toți adulții, toți tinerii, toate păturile sociale să se bucure de grijile noastre. Pe parcursul sărbătorilor de iarnă, Consiliul Raional Rezina a oferit cadouri mai multor familii nevoiașe din Raion. Eleonora Graur promite că și în continuare va avea grijă de cei mai triști ca noi.